Bă, șacalor, bă, ce faceți, mă? Dar eu iar aici, după iar o săptămână, bineînțeles, am propus să încep să mai postez și eu, că totuși, adică, a, e un canal cu aproape 50.000 de abonați, zic și eu. Că tot a venit vorba de abonați, astăzi, după cum ați văzut și din titlu, o să fac un mini sketch așa mai neprofesionist, cum sunt astea, știți, anime. Sper să vă placă, sper că e original, adică sper că n-a mai făcut nimeni încă așa ceva. Eu acum atrag de timp, că s-ar putea videoclipul să fie foarte scurt și încerc să-l mai prelungesc, dar mă rog. Dați un like dacă o să vă placă și vizionare plăcută. Ăla entuziasmat. Oh my god, am primit premiul de 100.000 de abonați, deci sunt atât de fericit, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ce ați făcut. Ăla neentuziasmat. Sunt foarte fericit că am primit premiul. Ăla la care e al treilea canal cu 100.000. Sunt foarte fericit că am primit premiul. Ăla mai neentuziasmat. Da, boss, îl ofer cu 300 de euro, negociez maxim până 250, că altfel nu se poate, nu. Ăla cu Dream Bradea. Un pachet de țigări și a tău. Ăla care și a prank. Alo? Sunteți cei cu premiul de 100.000 de abonați de la YouTube? Oh my god! Oh my god! Doamne, doamne, doamne! Acum a venit! Oi! Acum vine! Hello darkness my old friend. Ăla Max și punct. Salutare toată lumea! Eu sunt Max și astăzi am primit premiul de 100.000 de abonați. Ăla copleșit de emoții. Ăla simplu. Prieteni, astăzi sunt foarte bine dispus, deoarece este o zi foarte importantă pentru cariera mea de YouTube. Ăla complicat. Din cauza nu, de fapt mai bine spus, datorită efortului pe care l-am depus în toți acești ani, am reușit să dobândesc într-o oarecare măsură o sumă care nu constă neapărat în cifre, ci în adevăratul sens al cuvântului. Bucurie interioară. Ăla sărac. Mă simt și eu, da. N-ai nicio problemă aia. Am primit premiul de 100.000 de abonați. Sunt foarte, foarte fericit. Nici n-am cuvinte să vă mulțumesc. Tot ce vă pot spune este că în descriere aveți acolo jos un link către OLX unde puteți să-l cumpărați, bineînțeles, sau să-l dați la schimb cu un telefon care când filmează nu se oprește. Cam ăsta au fost videoclipul, mă rog, nu știu cum a ieșit, că eu v-am zis că mai întâi filmez intro și outro și abia după filmez aia, ca să nu mai complic să pun astea. Sper că o să iasă fain pentru mine și că o ieși fain pentru voi. Da, mai lăsați idei de ce pot să filmez, că ies fără idei, jur, deci nu am nicio idee. Și uitați acolo de un like, de un follow, de o treabă de aia, de mă rog, chestii, mă rog, hashtag tuzma. Hai cu 50.000, băi, și ne vedem. Pa, bă! Fiecare zi, în fiecare dimineață, mă trezesc de-abia după ce mă spăl pe față. Fiecare zi, trei chestii vreau de la viață, o țigară, o cafea și o zeiță foarte creață. Fiecare zi trebuie să mă ridic din pat, în fiecare zi de parcă sunt blestemat. Mănânc ce apuc, când apuc, cum apuc, mă îmbrac, mă încalț, mă ale.